Și acestea sunt produsele de la Avon. Sunt uh, produse pe care le-am terminat sau nu am putut să le termin din diferite cauze. O să încep cu produsele de la... Uh, cu spray de la Avon Naturals. Sunt două spray-uri la 100 de ml fiecare. Uh, Pot să vă spun că am dat banii degeaba pe ele pentru că nu au niciun efect. Uh, când le cumpărasem prima dată le foloseam imediat după duș, doar că după câteva știu eu, 10 minute, un sfert de oră, nu se mai simțea absolut deloc. Uh, mai departe, un alt produs care m-a dezamăgit este acest șampon tot la 200 de mililitri. Este din gama Frozen uh, pentru copii. L-am cumpărat pentru sora mea, doar că uh, îi încurcă părul și vi uh, se îngrașă imediat a doua zi, deci uh, nu are niște, știu, ingrediente care, o avantajează, care îl avantajează. Uh, apoi, uh, tot din gama pen a este acesta pentru uh, copii, după cum sunt, spun ei, la 200 de mililitri. Vreau să vă spun că îl, folosim, îl folosesc și eu, îl folosesc și sora mea și într-adevăr descurcă părul. Lasă un miros destul de drăguț, un miros dulceag, care se rispește după ceva timp, deci nu rămâne pe păr, dar părul se descălcește și cum s-ar zice, își face treaba. Un alt produs care m-a surprins, dar de data aceasta a plăcut, au fost aceste dischete de la Clear Skin. Dischete 5 în 1, în principiu pentru curățarea tenului. Vreau să vă spun că au fost în, această, în acest recipient, cred că 30, da, 30 de bucăți. În fiecare seară mă dezinfectam practic cu ele. Și vreau să vă spun că chiar m-au surprins plăcut, la fel ca și tonerul de la, tot de la Clear Skin, pe care îl folosesc de când l-am descoperit și uh, chiar pentru prețul lor uh, își fac treaba, nu m-am militat și nu uh, pot să am o recenzie proastă despre ele. Uh, Mi-am uh, achiziționat acum puțin timp un balsam, uh, eu îl folosesc doar pentru buze, dar ei zic că este multifuncțional pentru coate, uh, buze și cuticule. De la Avon Naturals am folosit puțin din el. Este cu miere, are un miros plăcut și chiar hidratează. Această mască pe care o vedeți, practic, are niște biluțe moi. O puneam la frigider, iar apoi o puneam pe față pentru a revigora ochii. Se are acest caiete care, știu eu, ajută la punerea ei. Doar că după ceva timp, aceste biluțe -au, au început să se dizolve, practic. Adică au început să se micșoreze și unele dintre ele s-au uh, stricat. Și nu... adică o pun pe față doar că aceste biluțe nu se mai, uh, nu mai sunt uniforme în, pe tot uh, pe toată masca și nu mă mai ajută. Avea un mare like, dar pe parcurs a devenit dislike. Uh, vedeți mai multe măști, iar acesta este un uh, exfoliant uh, clear skin. Uh, îmi plac foarte mult măștile peel-off. Uh, aceasta și aceasta sunt uh, peel-off din cele pe care le vedeți. Uh, Asta cu asta și cu asta se șterg de pe față. Asta se lasă să se usuce, este acea mască neagră care se lasă să se usuce, iar apoi se spală cu apă călduță, se spală foarte greu. Într-adevăr, lasă tenul mai curat, doar că necesită foarte multă răbdare. Asta se curăță mai ușor. Iar aceste peel-off sunt pe placul meu și le folosesc. cați caviar și îmi lasă tenul foarte curat, la fel ca și aceasta cu castravete. Bun. Pentru că am vorbit la un loc despre ele, o să le dau toate la o parte. Și mai rămân aceste produse. Astea sunt ultimele două pe care mi le-am uh, achizionat. Apar acum în campania 3. Și vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de ele. Acesta este un clear... Uh, pentru față este un uh, lichid practic negru care uh, trebuie aplicat pe discheta de machiantă după folosirea măștii peel off. Masca peel off este un uh, gri, sunt bazate pe cărbune activ și culorile sunt foarte închise. Uh, după ce se dă jos masca peel off, se aplică puțin produs de acesta pe o dischetă de machiantă și se curăță practic știu eu, ce a lăsat în urmă masca. Vreau să vă spun că în comparație cu celelalte de la tot de la Planet Spa această mască se curăță mult mai bine, nu mai lasă urme, știu eu, bucăți care nu se dezlipesc. O să vorbesc de aceste două produse la un loc, chiar dacă sunt diferite. Aceasta este o cremă de picioare de la Food Orcs, iar acesta este un BB, o cremă BB de la Aniu. Uh, își fac treaba și sunt mulțumită de ele. Le folosesc de ceva timp și când nu am chef să-mi aplic un fond de ten, folosesc această cremă, această cremă nuanțatoare. Iar aceste două creme, și aceste două creme care sunt tot de la Planet Spa, sunt la 30 ml. Sunt foarte bune pentru poșetă. Acestea sunt noi, dar eu. Dar de cele mai multe ori, aceste creme le port în poșetă și îmi sunt foarte, știu eu, la îndemână să le folosesc așa. Iar acestea sunt produse de la Oriflame. Pe majoritatea le-am folosit de câteva ori, iar celelalte sunt folosite mai puternic, ca să zic așa. Aici am o gamă mai largă de geluri de duș. O să încep cu acesta. M-a bucurat faptul că are pompiță. Nu l-am folosit excesiv. Este la 300 de mililitri. A fost destul de scumpișor. Uh, undeva aproape de 30 de lei, uh, dar uh, miroase binișor, mirosul nu rămâne pe piele după ce termin dușul, este destul de uh, închegat în comparație cu uh, celelalte geluri de duș, să zicem, de la Avon. Uh, încă un uh, gel pentru baie, care poate fi folosit și ca spumant, este Sparkle in Paris. Miroase foarte bine, dar doar în sticluță. Are acest sclipici ca și crema de corp. Este la tot 300 de mililitri. Ok. Aici sunt geluri de duș de la Discover și două din gamele pentru copii. Acestea sunt, adică zic ei, care ar putea fi folosite pentru um, păr și corp, doar că după experiența cu cel de la Avon, uh, soarea mea nu le-a mai folosit pentru păr, ci doar gel de duș. Deci acestea sunt ok pentru gel de duș. Um, acesta îmi place foarte mult, l-am mai avut încă o dată, mi l-am recumpărat, este plin iar acesta este um, ultimul pe care l-am achiziționat, ultimul gel de duș care mi miroase extraordinar și uh, încă nu l-am folosit în uh, baie acestea două de la Discover în cantitate foarte mare, uh, la 750 ml Uh, Acestea sunt la a doua sticlă, iar acesta a fost folosit doar de câteva ori, deci e foarte puțin folosit din el. Uh, mai departe, uh, asta este tot. Uh, nu. Sau... da Acesta este tot gel de duș, iar acesta este șamponul. Uh, șamponul nu l-am folosit încă. Dar gelul de duș miroase foarte bine și lasă pielea catifelată ca și celelalte. Nu mi se pare că hidratează, adică după ele folosesc mereu crema de corp și că veni, venit vorba de crema de corp, o folosesc pe cea de la Swedish Spa. Deja e folosit ceva din ea. Este o cantitate destul de mare pentru crema de corp. A! E 200 de minute, mi s-a părut că e ceva mai mult. Ați uh, sunt la al doilea borcanaj de Milk and Honey. Uh, se vede că am folosit ceva din el. Apoi, uh, creme pentru... Asta este o cremă pentru mâini. E asta o cremă pentru picioare. Și încă o cremă de mâini. Vreau să vă spun că hidratează și îmi place cum se comportă pielea mea după ce le folosesc. Uh, mai mult de dată nu pot să vă spun, nu au efecte delungate, adică nu rămâne pielea hidratată foarte mult timp sau ceva de genul acesta, ci doar pe moment. Uh, pentru că nu se poate să nu vorbesc și de un produs care m-a dezamăgit. Această ustensilă zic ei pentru curățarea periei de firele nedorite de păr. Vreau să vă spun că ea este super mică, peria este destul de mare și nu acoperă decât o foarte mică parte din perie. Dințișoarele aceștia sunt foarte deși și se agață de dinții periei, ceea ce nu ajută la curățare aici, pur și simplu mă chinui, este practic inutilă. Am aici două balsame, două balsame de buze, și aici încă două. Deci pe acesta îl folosesc destul de des, pot să zic de fiecare dată când ies din casă. Uh, l-am în geacă și îl folosesc. Pe acesta abia l-am primit și doar l-am testat, adică l-am aplicat o singură dată pe buze și am văzut că lasă buzele destul de hidratate. Iar acesta este un baton corector cu extract de eucalipt pe partea verde, iar pe partea uh, crem este pentru acoperirea verzului acestuia. Uh, Asta este o cremă de față pentru vremea rece. Uh, vreau să vă spun că nu. La prima aplicare nu mi s-a părut destul de ok. Îmi las pielea destul de. Uh, știu eu, încărcată. Iar aceasta este o cremă de mâini uh, în variantă mică cred că era și ediție limitată sau ceva de genul acesta. O foloseam înainte de culcare pentru a-mi hidrata mâinile. V-am zis de aceste două balsam de buze. Balsam multifuncțional, după cum zic ei. Asta este cu miere, iar acesta cu mango, care m a plăcut foarte mult. Acesta este un șampon uscat pe care l-am luat pentru că mi se termină cel de la Nivea și l-am folosit o singură dată, nu mă mănânc scalpul de la el, curăță destul de bine, dar nu la fel de bine ca cel de la Nivea, deci mi se îngrașă părul destul de rapid în comparație cu acela, mai am trei produse, o să vorbesc pe fondul de ten, este în nuanța porțelan, de la Jordani Gold cu SPF-15. Uh, pare destul de deschis pe cameră și pentru că l-am agitat nici nu se vede exact cât este folosit. Mă înțeleg foarte bine cu el. Uh, culoarea tenului meu nu se schimbă extrem de mult de la vară la iarnă, deci îl folosesc pe același. Iar aceste două creme de la Novage, sunt cele din, grama, din gama True Perfection, una de zi, alta de noapte. În comparație cu cele de la, cu cea de la Yves Rocher, nu îmi lasă tenul absolut deloc uh, gras, deloc încărcat. Uh, intră foarte repede în piele hidratează foarte bine, folosesc foarte puțin de fiecare dată. De cele mai multe ori am folosit-o pe cea de zi, deci e ceva mai folosită. Cam atât despre, despre ele. Miros, mirosul este plăcut, puțin cam tare pentru o cremă, dar plăcut. Da. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă invit să urmă urmăriți următoarele videoclipuri.